spre Emaus, pe nisipul încins, veneau doi drumeți către casă, vorbind despre vestea ce iute s-a încins, când Domnul se apropiase. Ce vorbesc acestea, Iisus i-a întrebat, văzându-i cuprins de tristețe. Ei, necunoscându-l, cu ei l-au luat, vorbindu-i cu drag și blândețe. În drum spre Emaus, o, ce frumos era, cu ei fără să știe, chiar ce străine ce treci prin cetate, e vorba de un prinț ce-a fost mort și-a înviat, nevinovat dat la moarte. O, nepricepuților zăbavni și slabi, uitați ce au zis chiar prorocii, Hristos înainte să intre în slava sa, va trece prin chinuri și cruce. Pe drum spre Emaus, drum binecuvântat, plutind parcă pe ape, cu Iisus Marele Împărat, plutind parcă pe ape, Domnul se făcea că vrea să plece. Rămâi acum cu noi, căci iată s-a înserat, mirați ucenicii au zis. Intrând omul pâinea, a frânt-o și le-a dat, și atunci ochii lor s-au deschis. În drum spre acum în ceas de